Bun găsit, doamnelor și domnilor, începem cu informația momentului. Puiul Popoviciu, care era dat dispărut în țară, s-a predat el, conform datelor pe care le avem, la poliția din Londra. Omul de afaceri condamnat la 7 ani de închisoare s-a dus la poliție însoțit de avocat, același avocat care transmitea că în dosarul lui Popoviciu au fost comise abuzuri. Popoviciu, vă reamintesc, este reprezentat de un personaj interesant, Louis Free, fostul director al FBI. Americanul susține că este profund dezamăgit de decizia Înaltei Curții din România și că sentința nu este susținută nici de fapte, nici de lege. Acum ar trebui să înceapă procedura de extrădare, doar că România are un precedent periculos în cazul lui Alexandra Adamescu, pentru care procedura extrădării a fost suspendată în aprilie până la clarificarea anumitor aspecte. Extrădarea în cazul lui Adamescu fusese cerută în baza unei acuzații de dare de mită împreună cu tatăl său, iar pe numele afacerisului fusese emis un mandat european de arestare. Și vă prezint invitații cu care comentăm pentru început informația momentului. Alături de mine, doamnele Cornelia Lalu, avocat, și Sanuiza Androni, consultant politic, și domnul Ionel Petre, membru ALDE, și Răzvan Chiruță, redactor șef la România Liberă. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine. Și, de asemenea, legătură telefonică directă cu noi, domnul avocat Lucian Borcaș. Bună ziua! Bună ziua! Ce ar trebui să înceapă din acest moment? Schimbă cu ceva situația lui Puiu Popoviciu faptul că el s-a predat, luând în considerare și precedentul pe care îl avem cu Adamescu? Lucrurile sunt procedural clarificate. Și anume, este vorba de procedura de extrădare pe care trebuie să o solicite Ministerul Justiției din România. Executarea unui mandat într-o țară ce nu mai aparține Uniunii Europene urmează această procedură. Va trebui ca să se hotărească domnul Popoviciu dacă acceptă ideea de extrădare sau dacă se opune, urmând să fie supus jurisdicției instanțelor britanice. Bun, în cazul în care e de acord să fie extradat, bănuim că procedura e mai simplă în cazul în care nu vrea, pentru că avocatul său a făcut deja un pas, nu putem să ne gândim că poate au o strategie. Avocatul său a spus că au fost comise niște erori judiciare în dosarul lui Popoviciu, ceea ce ne-a făcut să ne gândim că poate au ceva în minte, vor să conteste în vreun fel modul în care a fost dată sentința. Da, există două posibilități. Ori se opun la procedura extrădării, având în vedere bănuielile ce există în legătură cu obiectivitatea procesului și caracterul său judiciar, sau, revenind în țară, să ceară redeschiderea acestui caz. Și în cazul ăsta, autoritățile române ce ar trebui să facă? Pentru că mai avem un caz celebru, cel al lui Sebastian Ghiță, pentru care de asemenea s-a cerut extrădarea. Da. Sunt deja bancuri pe tema asta, că nu-l vom mai vedea decât în imaginile de la televiziunea sârbă, eventual. Într-adevăr, noi facem bancuri din orice. Dar vedeți, și aceste bancuri nu impietează asupra soartei unui om, pentru că fiecare dintre ei are dreptul de a-și spune propriul său adevăr în fața instanței. Sebastian Ghiță s-a opus la procedura arestării, extradării. Nu știm ce poziție va lua Puiu Popoviciu, mai ales având în vedere calitatea avocaților săi. Da, să vedem acum ce are de gând să facă. E clar că în scurt timp ar trebui să avem un semnal de acolo. Vor începe autoritățile de aici din țară o corespondență pe tema extrădării cu cele de acolo din Marea Britanie. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. De asemenea, legătură telefonică directă cu noi, avocatul Daniel Fenechiu, este și senator PNL. Bună ziua, domnule Fenechiu! Autoritățile de aici ar trebui să înceapă, teoretic, nu, din acest moment, procedura de extradare. În ce constă ea? La ce ar trebui să ne așteptăm? Ca la Ghiță să fie? Păi, procedura este aceeași în orice caz.
Deci Ministerul Justiției solicită de la Curtea de Apel toate documentele relevante pentru cererea de difrădare, după care le traduce, formulează cererea pe care o însoțește de toate documentele prevăzute de lege, pe care o trimite autorității competente din Anglia, urmând ca justiția din Anglia să o analizeze și să o soluționeze printr-o admitere sau, caz nefericit, printr-o respingere. În cazul în care, să spunem, Puiu Popoviciu, prin avocatul său, formulează, nu știu, o cerere de revizuire a pedepsei, poate să facă asta, pentru că deja l-am auzit pe avocat spunând că sunt, din punctul lui de vedere, mari semne de întrebare în legătură cu decizia judecătorilor. Poate să facă ceva acolo, în Anglia? Nu. Deci trebuie să stabilim foarte clar, pentru ca telespectatorii dumneavoastră să înțeleagă, orice procedură de modificare a hotărârii, de anulare a ei, nu se poate face decât în fața instanței competente, care este instanța română. Deci domnul Popoviciu, prin avocații domniei sale, indiferent că este extrădat sau nu este extrădat, poate să formuleze o revizuire sau o contestație în anulare, sau în ipoteza în care cumva va fi încarcerat, o contestație la executare. Astea sunt cereri pe care le poate face doar în fața instanțelor române și doar instanțele române sunt competente să soluționeze asemenea cereri. Ce poate face domnia sa în Marea Britanie? Domnia sa, prin avocații domniei sale, poate să voce excepții, apărări, de fond sau de formă, la cererea de extrădare. Bună oară, dacă dosarul de extrădare nu este întocmit corespunzător și nu conține toate documentele obligatorii, atunci instanța ar putea să îl respingă, instanța britanică, pe motive de formă. Pe de altă parte, există posibilitatea respingerii cererii de extrădare și pe motive de fond. Și când mă refer la motive de fond, mă refer la faptul că cuplul Puiu Popoviciu ar putea să invoce faptul că n-a fost judecat corect în România, că nu s-a ținut cont de faptul că fapta sa era prescrisă. Mă rog, și tot felul de lucruri de genul ăsta procedurale, ar mai putea invoca împrejurarea că nu vrea să vină în România pentru că condițiile din penitenciare sunt cele care sunt și știm că în țările nordice și în Marea Britanie există o anumită abordare nu foarte favorabilă regimului de penitenciar din România, amintiți-vă de cazul Adamescu, sau ar mai putea totodată Puiu Popoviciu să invoce faptul că anumite fapte pentru care a fost condamnat nu sunt prevăzute de legislația britanică. Una din condițiile extrădării este ca fapta pentru care este extrădat să fie infracțiune și în legea statului unde se găsește persoana care extrădare să cer. Deci din punctul ăsta de vedere eu anticipez că va exista un duel destul de serios pe două paliere, pe de o parte în fața instanțelor românești și aici am declarația făcută de avocatul domniei sale, fostul șef al FBI-ului, care cu siguranță a făcut această cerere ca avanpremieră la o avalanșă de solicitări pentru justiția română, iar al doilea front va fi frontul extrădării, indiferent dacă Popoviciu s-a predat din proprie inițiativă sau s-a predat pentru că a fost chemat la poliție, cum ne spunea purtătorul cuvântului LGPR, n-am nicio îndoială că avocații domniei sale vor invoca în procedura de extrădare toate excepțiile posibile, scopul lor fiind să obțină o soluție de respingere a cererii de extrădare. Da, interesant ce urmează. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție, domnul avocat. E posibil să vedem o continuare acestui caz, să nu se oprească aici, pentru că cererea de extrădare poate fi făcută de către statul român, poate să meargă mai departe, dar are și Puiu Popoviciu, printr-un avocat foarte aprig, pare așa, niște pârghii la dispoziție. Și să nu uităm că am pomenit deja cazul Adamescu. Nu l-au extrădat. E și el căutat în țară și așteptat în țară. Are și el mandat de arestare. Ați făcut o similitudine cu cazul Adamescu. Cazul Adamescu a fost un caz intens mediatizat și un caz pentru care s-a făcut foarte mult lobby, să ne ducem aminte, în Marea Britanie. În cazul domnului Popoviciu, deci avem tot o condamnare, în cazul Adamescu nu aveam o condamnare, aveam doar un mandat internațional de aducere în țară. Puiu Popoviciu este condamnat la 7 ani pentru o serie de infracțiuni. Acum urmează să verificăm corespondența lor în dreptul englez, care din aceste infracțiuni au și corespondență în dreptul englez. În ceea ce privește extrădarea, însă aș face o mențiune. Atâta timp cât o persoană, domnul Fenechiu v-a relatat foarte bine, foarte competent și pe înțelesul tuturor,
atât al telespectatorilor cât și a profesioniștilor, momentele care vor trebui parcurse de către cel prins, în speță de către Puiu Popoviciu, pentru a se apăra în aceste dosare. E, aici aș vrea să fac o mențiune. Cel care se predă organelor de poliție din țara respectivă, zic eu, nu mai poate contesta extradarea, pentru că extradarea o contești în general pentru motive de formă. Abia după aceea intri în motivele de fond, în sensul comparării infracțiunilor din România și din Marea Britanie. Domnul Bolcaș, zic eu, a fost puțin în eroare. Marea Britanie încă n-a ieșit din Uniunea Europeană, este abia în procedura de Brexit, deci se aplică în continuare legislația europeană. Vom vedea apărările pe care și le va face condamnatul Puiu Popovici, pentru că asta este situația lui juridică în acest moment, indiferent că l-are avocat pe fostul director al FBI-ului, sunt convinsă că autoritățile engleze vor parcurge etapele necesare unei astfel de proceduri. Eu cred că după ce ministrul justiției va obține de la Curtea de Apel toate documentele necesare procedurii de extradare, cred că Puiu Popovici va fi adus în țară în cel mai scurt timp. Bun, să nu uităm însă și un alt precedent. Și s-a scris atunci despre faptul că Marea Britanie ne sfidează. Ne aducem aminte de cazul Sky News, cu niște români care au fost prostiți afară într-o șușă, da, un filmuleț din ăsta, o făcătură a celor de la Sky News. Ai noștri aici au fost arestați de DIICOT pentru, nu mai știu exact care era acuzația, și au cerut cei de la DIICOT o comisie rogatorie la Londra să fie întrebați și cei de la Sky News. Și cei din Londra le-au zis românilor, nu. Nu mai știu exact care a fost, dacă a fost vreo corespondență. E clar că nu, ne-au strivit din start șansele și așteptările. Luând în calcul acest precedent, putem să ne așteptăm la o atitudine, nu știu, refractară? Abia acum putem să încercăm să urmărim ce înseamnă profesionalismul pentru autoritățile noastre. Da? Pentru că și doamna avocat și cei doi domni avocați care au intrat cu noi aici în platou au fost destul de clari. Există niște demersuri care trebuie făcute, ele se vor face sau nu, important este cum vor reacționa autoritățile române, pentru că în acest moment nu putem vorbi, nu avem motive să le lăudăm prea mult, cel puțin referitor la acest caz. Nu există niciun merit. Da, Puiu Popovici s-a dus el singur, bineînțeles că până să ajungă acolo a luat în calcul foarte multe variante, dacă să se predea, dacă să nu se predea, bănuiesc că este foarte bine informat, mai ales că are un avocat de asemenea calibru, ce urmează să se întâmple cu el, dacă vine în țară, dacă nu vine în țară, așadar lucrurile urmează să fie urmărite, să vedem exact ce o să se întâmple. Însă Puiu Popovici, înainte să plece din România, a colaborat cu niște oameni. Eu, ca cetățean al acestei țări, vreau să văd în ce măsură sunt trași la răspundere acești oameni. Pentru că nu a acționat singur, nu a prejudiciat statul român de unul oamenii singur. Oamenii ce au fost condamnați? Da? Au fost condamnați. Unii dintre ei, exact, vreau să văd o întreagă rețea anihilată. Faptul că domnul Popoviciu s-a predat înseamnă o mică parte din ce înseamnă această poveste întortocheată. Așadar, aș vrea ca lucrurile să nu se oprească aici, aș vrea să nu văd ca autoritățile statului să bat cu pumnul în piept și spun a, l-am prins pe Popoviciu, ce tari suntem, exclus. Da? Lucrurile nu au voie să se oprească aici. Bun, cunoscându-l din presă, văzând evoluția lui Puiu Popoviciu de-a lungul timpului, văzând ce avocat și-a angajat, văzând ce ofensivă a lansat avocatul respectiv, mie vine greu să cred că nu va încerca ceva. Și dat fiind precedentele de care am pomenit deja și dat fiind faptul că România nu are neapărat o imagine bună, da, în Marea Britanie, dacă va începe o procedură care să ia în calcul erorile judiciare de care vorbea domnul avocat, apoi atunci România este foarte prost. Dacă ele chiar se dovedesc. Da, eu trebuie să fac din start precizarea că conduc în momentul de față un ziar deținut de Alexandra Adamescu, deci... Dar să nu vorbim de cazul lui atunci. Nu, dar aș vrea să vorbim, pentru că sunt câteva lucruri diferite între cele două cazuri. Uh-huh. Pe de o parte, cum spunea și doamna Lalu, domnul Adamescu are doar un mandat de arestare preventivă, nu este condamnat definitiv, deci da, așa. Cumva situația este diferită. Extradarea sa a fost suspendată pentru că domnul Adamescu a dat în judecată statul român la Tribunalul Comercial de la Washington
reclamând ilegalități și faptul că a fost falimentată intenționat Astra. Și cei de la Washington au cerut suspendarea extrădării pentru ca domnul Adamescu să poată merge acolo să-și prezinte situația. Deci nu a fost o decizie luată la Londra, să zicem. În al doilea rând, domnul Adamescu nu a fugit, ca astfel se vede de domnul Povești, ci pur și simplu era în 2012, locuia la Londra, când a văzut că a început cazul cu tatăl său, s-a speriat și a decis să nu mai revină în țară. Pe de altă parte, aș vrea să nu trecem foarte ușor, pentru că se trece foarte ușor și în cazul lui Sebastian Ghiță și în cazul lui Povești și de situația. Ok, s-a predat foarte bine că s-a predat domnul Povești la Londra, dar cum a fugit? Cum a dispărut totuși? Pentru că și în cazul lui Sebastian Ghiță și în cazul lui Bovici s-a trecut foarte ușor peste situația asta. Carențele din anumite ministere, justiție interne... Nu mai zicem de recentul caz al lui Morgenstein sau tot așa. El a dispărut, s-a găsit un polițist care așa, dar sistemul e clar că are găuri, poți fugi din România foarte ușor, poți dispărea foarte ușor. Iată, e foarte greu să fii prins, pentru că până la urmă s-a predat. Și dacă te prinde cineva, te prinde FBI-ul, ca în cazul celor 2 miliardari din Israel despre și care vorbim. Apropo de profesionalismul celor care fac cereri de extradare, tot știu din cazul Adamescu că, de exemplu, s-a trimis, acei de aici din România au trimis un document la Londra în care le garantau autorităților de acolo că condițiile de închisoare, unul dintre motivele pentru care le invocă domnul Adamescu este condițiile de închisoare care sunt improprii aici. Da. Ei, cei de acolo spuneau, trimis o scrisoare care spuneau, nu este adevărat, la noi condițiile de închisoare sunt minunate, România respectă cei 3 metri pătrați sau 4 metri pătrați cât sunt impuși de UE pentru un deținut. Vă dați seama că și autoritățile de la Londra nu sunt necunoscătoare, știu, și când primesc o astfel de cerere își pun și niște întrebări, zic, bă, poate are dreptate omul ăsta, habar n-am. Mai, situația cu DICOT și cu cazul respectiv cu Sky News nu mi se pare niciun precedent, pentru că însă și ancheta a făcut, nu vorbesc din punct de vedere juridic, nu mă interesează, ci pur și simplu strict din punct de vedere jurnalistic, dacă vreți, însă și ancheta declanșată de DICOT în cazul acelui reportaj a fost absurdă. În niciun caz, în nicio țară occidentală, poate fi, eu știu, cei de la Sky News puteau fi amendați de către CNA-ul englezesc. Între timp înțeleg că CNA-ul englezesc nu ia, era disculpat. Puteau fi amendați de către public. Puteau fi, eu știu, dați afară de către postul la care lucrează. Dar niciun caz, mi s-a părut o exagerare să era pentru diseminare de informații false. Mi s-a părut o exagerare că un reportaj prost făcut, categoric, neprofesionist, amator, să se transforme într-un dosar penal. Normal că cei de la Londra au zis, domnule, haideți să fii serioși, cum să facem dosar penal pentru așa ceva. Deci nu sunt neapărat precedente lucrurile astea. Sunt situații mai degrabă de neprofesionalism din partea autorităților române. Cum credeți că se raportează omul obișnuit la știrile de genul ăsta? Când văd ce se întâmplă cu Puiu Popoviciu, când aud de cazul Adamescu, de toate celelalte cazuri din ultima perioadă, inclusiv Ghiță. Cum se raportează cetățeanul român care stă și uite la asta? Păi, vă dați seama că cetățeanul român, prima reacție pe care o are este fie de nemulțumire, pentru că se vede cu ochiul liber că sunt anumite lipsuri, fie de comunicație, fie de altă natură, între la organele statului care trebuie să aplice ceea ce a stabilit instanțele. Însă, dacă revenim la Puiu Popoviciu, ar trebui să discutăm un lucru. Și ar trebui să începem, dacă vreți, cu o întrebare retorică. De ce tocmai Marea Britanie? Păi de ce? Păi, vă dați seama că nu cred că s-a dus acolo întâmplător și nu s-a hotărât să, după ce și-a servit ceaiul cu lapte, să aici rămâne încă mai bine. Sunt convins că și-a făcut temele foarte bine, sunt convins că a găsit foarte cel mai probabil niște lipsuri, dacă vreți, sau niște scăpări în legislație, fie la noi, fie ceva care se poate întrepătrunde foarte bine cu legislația britanică, fie a fost foarte bine sfătuit de către avocat sau echipa de avocați pe care o are, considerând că acolo va fi mai bine sau va fi un punct de plecare foarte bun. Sunt convins că nu cred că fuge, dacă vreți, de condițiile de detenție din România. Nu cred că cred că e cea mai mică grijă pe care o are în momentul ăsta. Că n-ar fi 3 metri respectați cei de 3 metri pătrați pe care are deținuții. Însă sunt convins că în spatele deciziei de a se preda în Marea Britanie sunt, dacă vreți, niște decizii luate foarte bine argumentate. Bun, e interesant, da, și aspectul ăsta, pentru că se spunea în urmă cu câteva zile, săptămâna trecută, de exemplu, era o discuție asemănătoare pe tema asta cu Puiu Popoviciu, care avea sau nu cetățenie americană, că și aici lucrurile nu erau foarte clare, și a apărut o informație pe sursă, așa că domnul e la Londra. Acum, faptul că cineva știa că e la Londra, că bănuia
că, așa cum spuneți și dumneavoastră, s-au făcut niște conexiuni și oamenii au mers mai departe cu speculațiile. Aici nu avem decât despre oamenii care, mă rog, se sustrag anumitor responsabilități sau obligații față de statul român, sunt convins că nimic de întâmplător. Nu, așa cum am spus mai devreme, nu s-a dus acolo doar pentru că l-a prins ora 5-a ceaiului și a decis ca acolo să preia autorități. Ce va fi mai departe? Nu ar trebui să amără pe surse. Asta e foarte important. Nu trebuie ca presa sau surțele să afle unde se află un urmărit așa, sau un condamnat. Păi, nu vi se pare suspect? Așa și sunt convins că se învață din precedente modul de acțiune, un mod de acțiune mai rapid. Se știe și de Ghiță Cârnăuș, erau deja vii caragiță. Păi, de cu siguranță că și domnul Ghiță și-a pregătit foarte bine plecarea, pentru că la dumneavoastră în emisiune am aflat că s-ar putea 90%, dacă vă amintiți procentul despre care discutam atunci, că s-ar putea ca domnul Poiu Popoviciu să nu mai aibă cetățenie americană, ci să fie cetățean al Marii Britanii, amintiți-vă că asta a fost discuția și ne puneam întrebarea, dar de ce s-a dus acolo? Iată de ce, pentru că a fost acolo și a pregătit foarte bine plecarea și ieșirea până la urmă. Eu cred că se poate afla dacă e cetățean al Marii Britanii sau nu. Se poate afla. Problema este că noi avem o categorie specială, acești fugari de lux, da? Pentru că acești oameni foarte bogați sunt fugarii noștri de lux, da? Nu întâmplător își aleg ei anumite puncte, deci Sebastian Ghiță și-a ales Belgradul, noi aflând cu 3 săptămâni înainte că e posibil să fie la Belgrad. Acum de Popoviciu se știa de săptămâna trecută că e la Londra. Deci este clar că nimeni nu a acționat așa la întâmplare, nu a venit cu rucsacul în spate și s-a dus la Londra. Dar numai că știți ce e important de remarcat? Din nou mă întorc la autoritățile române. Până la urmă noi aflăm pe surse tot felul de lucruri care până la urmă se dovedesc a fi reale. Așadar, dacă mă întrebați pe mine ca cetățean al României, o să vă spun un lucru foarte sincer. O să vă spun că eu mai degrabă cred în toate anchetele pe care le face un jurnalist de investigație sau o echipă de jurnaliști de investigație decât își face treaba sistemul juridic din România. Vă spun un lucru, scuze-mă puțin, Răzvan. Procedura extrădării și urmărirea unui condamnat trebuie să fie o procedură secretă, da? Deci nu are nicio legătură cu publicitatea. Faptul că se scurg astfel de informații, asta ar trebui să ducă la niște cercetări în interiorul Ministerului de Interne, Parchetului General, Ministerului Justiției. Deci asta este o problemă. De ce se scurg astfel de informații? Pentru că toate aceste proceduri trebuie să rămână nepublice. Da, asta e interesant, că sunt conexiuni între toate aceste cazuri. Între Sebastian Ghiță, Puiu Popoviciu, Alexander Adamescu și, iată, mai sunt cu voia dumneavoastră, că tot vorbeam de cu care de care nu-l mai găsim. Morgenstern, exact. Și apropo de milionarii care nu mai sunt de găsit, doi băieți veseli cu conexiuni serioase în România, Benny Steinmetz și Tal Zilberstein, au fost reținuți în Israel. Afaceriștii sunt suspectați că au folosit contracte false pentru a transfera și spăla bani. Numele celor doi sunt legate de țara noastră, de numeroase afaceri controversate. Unul dintre ei făcea consultanță politică pentru oameni importanți de aici din România și cunoaște oameni importanți din România. Benny Steinmetz este implicat și în dosarul Ferma Băneasa. La rândul său, Tal Zilberstein, așa cum vă spuneam, a colaborat cu oameni importanți, printre ei se numără Călin Popescu Tăriceanu. Folosire de contracte false, fraude, spălare de bani și obstrucționarea justiției sunt acuzațiile din dosarul în care Benny Steinmetz, Tal Zilberstein, dar și alți 3 oameni de afaceri au fost reținuți pentru audieri. Totodată, locuințele și birourile afaceriștilor au fost percheziționate de anchetatorii israelieni. Autoritățile cred că suspecții ar fi folosit în mod sistematic contracte pentru tranzacții inexistente, inclusiv afaceri cu proprietăți într-o țară străină, totul cu un scop bine definit, transferul și spălarea banilor obținuți în mod ilegal. Sunt sub cercetare de mai mult timp. Unitatea de elită a poliției izraeliene, numită Lahav 433, este cea care cercetează acest caz împreună cu procuratura israeliană și împreună cu acea unitate de elită antiteror care cercetează banii care se albesc în tranzacții suspicioase. Benjamin Steinmetz este unul dintre cei mai bogați oameni ai planetei, cu o avere estimată la 2,3 miliarde de euro. În România este judecat în dosarul privind retrocedarea ilegală a Fermei Băneasa și a unui teren din Snagov, alături de Tal Zilberstein, dar și de prințul Paul al României și afaceristul Remus Truică. Benny Steinmetz se afla și în spatele afacerii Gold Corporation Roșia Montană. Nu avem habar dacă
această investigație are vreo legătură cu România. Pentru că știm că poliția elvețiană, împreună cu FBI, sunt și ei o parte, iau și ei parte în această investigație internațională, dar nu e clar dacă e vorba de România sau de altă țară. Autoritățile israeliene nu au dat publicității numele celorlalți trei afaceriști reținuți în acest dosar. Da, doi băieți veseli despre care se vorbea foarte mult atunci și despre aceleași persoane se vorbea în dosarul lui Truică, în Truică și Prințul Paul și toată este povestea persoană importantă așa, din România. Că el cunoaște niște oameni pe aici și că a lucrat în campanii electorale, unul dintre ei cel puțin, a lucrat în campanii electorale, este implicat puternic în realitățile românești și că nimeni nu o să-și dorească vreodată să-l prindă din partea română. Ceea ce s-a și întâmplat, l-a prins FBI. Dumneavoastră vă uitați la mine și eu sunt consultant politic, dar eu nu știu să fac genul ăsta de consultant pe care o face acest domn. Din păcate, din câte știu, aici situația e mult mai complicată, pentru că statul Israel nu se extradează cetățenii, deci probabil că o să rămână acolo. Există niște interese, nu vom afla mare lucru și aș vrea să remarcați un lucru pentru că vorbim cumva de bucățica mea. Uitați-vă cum se comunică. Păi, domnul avocat spunea mai devreme de cum se scurg informațiile. Păi, ați auzit că spun oamenii ăștia ceva? Nici nu știm dacă e vorba despre România. Cam așa se comunică. Păi, i-au comunicat corect și oricum felicitări justiției. Dar nu s-au scurs informații. Exact. Spre deosebire de cea müncheneză, pentru că să nu uităm, când 29 septembrie 2016 s-a închis dosarul IADES, da? Cu implicații în mai multe țări, când acel Ștefan Zollner a fost exonerat de răspundere pentru că avea legături cu CDU, CSU și, așa, și alte partide, bănuit că ar fi mituit și în afacerea Microsoft. Deci, spre deosebire de instanțele müncheneze, iată, izraelienii i-au arestat pe cei doi, așa cum spunea și jurnalistul Otila Sonfalfi, au fost niște, cum se numesc, implementări și din partea părții elvețiene, deci probabil că... Nu este posibil să n-aibă nicio legătură cu România. Oamenii ăștia au fost în trecere pe aici, au avut treabă pe aici, dar în trecere și cu contacte bune, să nu uităm, pentru că și Dan Hilderstein a fost consultant în 2-3 guverne, la un președinte al României, Beni Steinmetz la fel, mai este încă un cetățean de căutat, îl avem și pe Morgenstern condamnat deja în dosar... Și să nu uităm, dacă tot vorbim, și de Elan Schwarzenberg, care iarăși a dispărut de ani de zile și... Legături cu Codru Smart a dispărut și ne găsim nici până astăzi. Se adună deja un buchet destul de consistent, din păcate, de oameni care au plecat și... Nu, dar te întreb cum astfel de oameni au intrat în contact cu autorități la vârful cel mai înalt, au beneficiat de sprijinul lor, niciun absolvent cu medie excepțională din România n-a fost preluat drept consultant politic de către un prim-ministru sau de către un președinte al României. Bine, până la urmă, activitatea lor de consultanți, spune că na, a fost o treabă, ce li s-a întâmplat acum e cu totul altceva. Faptul că au colaborat cu domnul Tăriceanu, de asemenea, e un aspect, e un aspect din trecut. Da, dar domnul Tăriceanu, dacă nu mă înșel, din problema dumnealui cu dosarul se trage tot de la unul dintre ei, nu că a spus că nu-i cunoaște. Vorbim de supoziții și povestea cu retrocedarea fermei, faptul că s-a întâmplat în perioada în care premierul a fost domnul Tăriceanu, nu înseamnă că are legătură cu fiecare problemă care s-a întâmplat în acea perioadă. Deci să nu uităm că în povestea asta sunt inclus și Prințul Paul de România și Andronic și mai sunt alte câteva personaje despre care doar se vorbește. Da. Doar se vorbește, nu există niciun dosar și nicio hotărâre de instanță. Așa e ușor să aruncăm cu noroi în cineva fără să putem să argumentăm. Și repet, faptul că s-a întâmplat în toată povestea asta în perioada în care Călin Popescu-Tăriceanu a fost premierul României, nu cred că trebuie să fie o legătură extrem de directă. Bă, nici nu a făcut această legătură, am spus doar că sunt niște oameni cu niște conexiuni interesante în România. Iertați-mă, este o legătură. Actele pe care le-a făcut Beni Steinmetz și cu Zilberstein s-au făcut la soția domnului Tăriceanu. Nu? Nu cred că a trecut pe acolo prin față Tan Zilberstein. Dacă exista un document care să ateste sunt actele făcute în fața notarului Ioan Adoru Tăriceanu. Sunt convins că dacă autoritățile aveau astfel de dovadă, ar fi... Pe de asta e și trimis în judecată domnul Tăriceanu pentru mărturie micinoasă. Fiecare dintre noi avem dreptul la prezumția de nevinovăție până atunci, până în momentul în care organele statului stabile spun. Ați spus că se aruncă cu noroi în domnul Tăriceanu. Haideți să fim corecți până la capăt. Nu arunca nimeni cu noroi. Doar că domnul Tăriceanu în acest moment este al doilea om în stat.
Iar noi nu putem să nu ne întrebăm dacă a existat sau nu o legătură atunci când domnia sa era prim-ministru. Ne întrebăm la fel. Așadar, nu este un personaj... Da, dar e normal să fie așa. De ce tocmai Marea Britanie? Bun, haideți că... Dacă nu înseamnă că e vinovat cu ceva, cineva, cu toți avem... Haideți să ne înțelegem asupra unui lucru. Acești domni au făcut niște afaceri și au dat niște tunuri atât de mari cu ajutorul unor organe foarte suspuse. Deci, iată, nu putem să nu ne gândim la asta. Avem și organe ale legii care trebuie să-și facă treaba și sunt convins că dacă... N-au furat o găină, înțelegeți? N-au plecat cu o găină din România. Nu, încerc doar să spun că cu toții avem dreptul la prezumția de nevinovăție și până la dovada faptelor... Aveți perfectă dreptate, era vorba de noroiul pe care l-ați pomenit. Da. Numai că și care nu era, nu provenea de la noi. Nu erau acuzații de aici. Bun, apropo de ce se întâmplă în politică, eu zic să trecem direct la politică. Acum a anunțat Victor Ponta că se lansează într-un alt proiect politic. Faptul că e independent acum, iată, asta spune Victor Ponta, eu voi lansa acest nou proiect politic de centru-stânga și voi încerca să aplic toate lucrurile bune pe care le-am realizat în anii de guvernare, dar mai ales să nu mai repet greșelile făcute. Am încredere că va fi un proiect de bună credință, de succes, o să vedem, că e întrebat domnul Ponta ce are de gând să facă, vedeți și dumneavoastră această înșiruire de idei, da? Erau niște comentarii pe rețeaua de socializare favorită a domnului Ponta, a zis cam repede că a mâncat niște litere pe acolo și poate le-a inversat. Aia nu, e că acum e un om ocupat. Noi l-am sunat pe Victor Ponta să-l întrebăm mai multe despre acest partid și a spus că nu vrea să ne spună prea multe acum, pentru că ne pregătește pentru septembrie, că nu o să mai scăpăm de el, asta spune domnul Ponta. Atunci să vedem în septembrie ce zice. O să intre la concurs. Dumneavoastră ne spuneți? Ce ne spuneți? Păi nu e nimic nou. Este un proiect care, cel puțin noi de înalte, considerăm că a fost pus în mișcare de până în alegerile parlamentare. A fost un proiect alături de Daniel Constantin și de alte câteva persoane, unele cunoscute, altele nu. Consider că e un proiect nereușit și va avea aceeași soartă. Vă spun și de ce, pentru că... Aceeași soartă cu cine? Va avea aceeași soartă ca altor partide mici, care de nereușite. Haideți, acum nu sunteți un partid mic, zău, n-are rost acum să ziceți de alții. Suntem un partid echilibrat, un partid care încă ține, dacă vezi, balanța guvernării într-o direcție bună. Însă nu despre noi vorbim acum, vorbim despre proiectul lui Victor Ponta și despre celelalte persoane angrenate în acest proiect, care se numește Pro-România, după cum... Dumneavoastră ați pierdut niște oameni, trebuie să spunem. A plecat Daniel Constantin, a plecat domnul Câmpeanu, fost ministru al educației. Parlamentar, nu sunt 10. Și haideți să vă spun și de unde a plecat toată această poveste cu noua nișă, dacă vreți, mai mult naționalistă decât centru-stânga. Încă dinaintea de parlamentare, fostul nostru coleg a încercat să-și pună, dacă vreți, oameni în cât mai multe poziții eligibile pentru nou parlament, știind, cred, sau cel puțin cred că cu bună știință, ca după alegeri parlamentare să poată să își ia o echipă Daniel Constantin. Eu despre Daniel Constantin fostul nostru coleg și vreau precizare. Să ia un număr mai mare parlamentare, astfel încât cu ajutorul domnului Ponta să poată să facă un grup parlamentar mai serios. În acest moment, sincer, eu văd un proiect din fașă... Haideți să-i dăm o șansă, măcar, vă rog. De ce să-i dăm o șansă? Păi, nu, vedem. O să vă spun de ce nu are nicio șansă. Sau de ce românii nu mai au nicio șansă. Pentru că avem un personaj care a fost foarte important într-un partid, în cel mai mare partid din România, care nu va veni cu personaje noi. Dacă până acum, atunci, în perioada în care domnul Ponta era prim-ministru, nu a fost locomotiva, nu știu, unor oameni care să-l urmeze, mă îndoiesc că acum, cu un nou partid, domnul Ponta își va strânge lângă domnia sa niște oameni de foarte bună calitate. Poate vin în PSD? Și să vă mai spun ceva, apropo de faptul că spuneați de mesajele naționaliste. Domnul Ponta nu transmite mesaje naționaliste. Nu, domnul Ponta, vă rog să mă lăsați să termin. Domnului Ponta sau pentru domnul Ponta au transmis alții mesaje naționaliste, de care domnia s-a aprofitat și dumneavoastră știți foarte bine că știu ce vorbesc. Așadar, chestiunea asta cu venim cu un partid nou în condițiile în care electoratul este rupt din PSD, în condițiile în care deputații și senatorii vor fi rupți din PSD, nu aduce absolut nimic nou pe scena politică românească. Bun, până când se hotărăsc cei care fac noul
partid, până când se termină toată nebunia asta cu dispăruții, băieții ăștia veseli, dispăruți peste granițe, eu zic să luăm o scurtă pauză de publicitate. După pauză vedem cum își rezolvă problemele politicienii. Pupând moaște, despre asta e vorba, că na, dă bine, ăsta e adevărul, e o îngemânare deosebită între aceste manifestări religioase și politicieni. Asta e, le place oamenilor expunerea sau sunt pur și simplu foarte vlavioși. E un material foarte bun făcut de către cei de la Recorder, ca de obicei. Vedem despre ce este vorba în câteva momente. Șapte miracole este obținut printr-un proces tehnologic original, patentat ca urmare a numeroși ani de cercetare. Șapte miracole conține șase ciuperci medicinale, considerate în antichitate de către japonezi binefăcătoare, și al șaptelea element este ambrozia, supranumită farmacia întregii naturi, hrana zeilor sau comoara stupului. Prima ciupercă prezentă în produsul șapte miracole este